Salut! Aud, mamă! Eu sunt Daniel, de la CEVA. Bine ați venit la 5-a zi de SUBE. Ziceam de CEVA, noi suntem Centrul Educațional de Arte Performative CEVA, din Târgu Neamț. Nu știu dacă a auzit toată lumea de Târgu Neamț, dar Târgu Neamț e un oraș mic undeva din județul Neamț. Cred că ați auzit de Piatra Neamț, cred că ați auzit de Ion Creangă, măcar așa pe la școală. Ei, Ion Creangă e din Humulești, Humuleștiul care astăzi este parte din orașul Târgu Neamț. Noi nu suntem foarte mulți acolo, în Târgu Neamț, dar cât suntem așa energici și de vreo 3 ani jumătate am lansat centrul ăsta, care e cumva exclusiv pentru adolescenții din Târgu Neamț și ce facem noi acolo are mai degrabă legătură cu teatru. Dar că noi facem o formă de teatru, să zic așa, mai degrabă exploratorie, adică folosim instrumente din zona teatrală și cercetăm diverse teme. Se numește CEVA, pentru că am început cu 4 teme, adică comunitate, educație, viitor și artă. Cum am zis, lucrăm de 3 ani deja acolo, ăsta este al 4-lea an. Spectacolul pe care îl veți vedea în seara asta are legătură cu Google din CEVA, adică cu viitorul. Dar până să vă zic câteva chestii despre spectacol, o să vă mai zic că noi undeva la început de august am făcut un festival. E primul festival de teatru pentru adolescenți din Târgu Neamț, se numește REACTIV. Așa că dacă, nu știu, anul viitor aveți prieteni sau cunoștințe care vor și, nu știu, se joacă cu teatru și au spectacole, trupe de liceu, vă puteți înscrie la noi pentru că, na, în afară de ateliere din astea clasice de teatru, muzică, dans și așa, avem și o locație super drăguță, adică e pădure undeva, e destul de izolat, e mișto și, na. Spectacolul din seara asta se numește Hate-ul Vecine. E creat pe parcursul a unui an de zile. Tot ce veți vedea de la piese, la text, e scris, e compus de adolescentele și adolescentul din seara asta. Și dacă vreți să aflați mai multe despre noi, ne găsiți pe Facebook la Centrul Educațional de Arte Performative CEVA. Știu că e lungă, dacă scrieți CEVA Centrul, cred că vă dă. Iar pe Insta e chiar așa. CEVA Centru sau Centru CEVA, nu, CEVA Centru. Ok. Bine, vă rog frumos să vă dați telefoanele pe silent, dacă se poate. Hai să nu le închideți, da, măcar așa pe vibrație acolo. Și vizionare plăcută. Auziți? Voi, v-ați gândit vreodată la... Voi v-ați gândit la asta... Și eu cred că s-au gândit. Da, s-au gândit, dar nu s-au gândit atât de des ca noi. Nu, eu cred că nu s-au gândit deloc. S-au gândit, sigur s-au gândit. Nu, fată, uite-te puțin la fețile lor. Adică, sigur nu s-au gândit. Nici eu nu cred că s-au gândit. Adică, uite-te la ei. Au fața aia de... Eu nu stau să mă gândesc la așa ceva, că îmi pierd timpul. Și timpul e cea mai importantă resursă pe care o am. Timpul? Da, timpul! Așa zic ei, nu e. Păi timpul nu e cea mai importantă resursă pe care o avem? Timpul e cea mai importantă resursă pe care o avem? Serios? Timpul? Păi nu e? Că eu așa credeam.
Băi, și eu, adică, nu m-am gândit până acum care este cea mai importantă de pe care avem, dar acum că tot a divis, mă gândesc și așa mi se pare. Că timpul este cea mai importantă resursă pe care o avem. Da, așa mi se pare. Doamne, doamne. Deci voi v-ați gândit sau nu v-ați gândit? Hai. Nu răspunde nimeni. Dar tu nici nu ar avea cum. E așa dubios, gen vine cineva în fața ta și te întreabă dacă te-ai gândit. La ce? Că na, poate așa oamenii ți-ar răspunde. Dar chiar și așa tot ar trebui să-și dea seama, nu? Că doar s-a interesat și la ce-o venit. Nu așa se face? Mergi undeva și te interesezi dinainte unde mergi? Bă, unde mă duc, ce prostia e la care merg să-mi petrec timpul? Iar timpul. Da, pentru că în fond este vorba doar despre timp. Nu, nu este vorba doar despre timp. Dar cred că e vorba doar despre timp. Că uite, fără timp... Ce e omul fără timp? Ce e omul fără timp? Omul fără timp? Mi-am luat timp, te-am întrebat, ușor! Dar ce ai tu? Ce te-am ambalat așa? Da, nu ați ambalat, dar nu cu ea, vorbeam cu ea. Hai, poate n-am spune, hai! Ca să nu te simți nebăgată în seamă, spune, ce e omul fără timp? Așa nu mi știu. Păi, dacă întrebi așa, nu mai te dă cu viață! Da! Tu ce cauți de fapt? Adică! Dar ce te agitați așa? Voi v-ați gândit? Nu s-o gândit! Dar gata, tu nu te agita acum! Nu te-am... Nu s-o întâmplă nimic! Dar ce-am făcut? Nici ai făcut, dar ai făcut! Ce-am făcut? Poftim despre ce vorbim. Exact asta mă întreb și eu. Nu, dar așa mai importantă acum. Antică. Adică ce facem noi aici? Antică. Adică, ce căutăm noi aici? Da, noi căutăm ceva? Tot omul caută ceva! Mare lucru ai zis! Știu, nu? Deci, despre asta vorbim? Vorbeam despre timp. Așa, ce cu el? Ei, așa! Păi timpul nu e cea mai importantă resursă pe care o avem? Nu! Nu este! V-ați gândit? Nu s-o gândit! Tu dar gata, lăsi să răspundă, că nici măcar nu-i lași! Dar nimeni nu înțelege nimic! Păi tu dacă îi întrebi, îți răspund așa se face! Păi așa se face! Așa. Mai cred că trebuie să fiu mai explicite. V-ați gândit la timp? Dar nu despre asta e vorba. E vorba de timp. Nu se mai poate, așa e haos. E haos, fraților, e cel mai mare haos pe care l-am văzut în viața mea. Nimica nu merge cum trebuie. E haos. Dar nu mai dramatizați. Nu înțeleați cu toți. Este haos. Auziți, dar... Ce e haos? Vai de mama mea, cum adică? Ce este haosul? Dar asta ne interesează pe noi acum? Dar nu să vrem că vorbim despre niște lucruri fără să înțelegem exact despre ce vorbim? Exact! Exact ce? Exact, adică vorbim despre niște lucruri fără măcar să înțelegem despre ce vorbim. Ehe, și ți se pare ok? Exact, ți se pare ok. Haos, substantiv neutru. Bun. Stare primitivă de neorganizare în care, după cum presupuneau cei vechi, s-a înființat materia înainte de apariția Universului cunoscut de om. În unele concepte teocolice, spațiu nemărginit, fundat în beznă și umplut de neguri, în care s-a găsit într-un amestec confuz, elementele și materia înainte de organizarea lui. Stare de dezordine primordială a materiei, personificarea acestui spațiu nemărginit sub forma unei divinități. Divinitate! 2. Reactiv. Stare generală de mare confuzie, dezordine mare, mormoșeală, neorganizare. Variabil indefinit. Haos. Substantiv neutru. Din francez.
latinesc, chaos. Chaos! Ați înțeles acum? Da, mă, nu am făcut informație! Băi, 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 băi! Alo, așa, aici, aici, mulțumesc. Băi, că și Timișoara. Poftim. Timișoara și... Poftim! Timpul, ce este? Decente. Uite, tot domnul și domnul nu știți până la noi. Poftim! Dacă tot am ajuns, ne lămurim niște chestii, poate ne răspundem la mai multe. Adică, tu nu știi ce-i timpul. Adică eu m-am gândit o leacă, dar acum spun exact ce... Na, nu pot, adică... Da, vezi Timișoara, vezi pe mâine, vezi pe ceas, vezi pe telefon, vezi pe fața omului, vezi până și la TV atunci când arăt știrile, dar dincolo de toate astea, timpul, ce este? Are și el dreptatea lui. Deci? Deci ce? Căutăm? Timpul este mersul înainte continuu și nedefinit al existenței și al evenimentelor în care survin într-o succesiune după toate constatările irreversibile din trecut, prin prezent, prin așa. Timpul este unul din conceptele fundamentale ale fizicii și filozofiei. Este o măsură a durată evenimentelor și a evenimentului în funcție de contextul în care este definit. În fizică, timpul este o dimensiune a naturii și poate fi folosită ca o măsură a schimbării. În accepția fizicii clasice, timpul este un continuu. Fizica modernă, mai precis, teorie mai acancii, OATG, discută însă această calitate, sunt genuse care existau la continuu spațiu-timp. În filosofie, timpul este definit ca un flux neîntrerupt, irreversibil, care nu poate fuge decât într-un singur sens. Este deci un continuu în care evenimentele se succede la început, prin prezent și viitor, și în cadrul căruia se desfășoară toate procesele din natură. Definirea constantitatea timpului este o sarcină dificilă, atât în filozofie cât și în știință. Yeah.
e un tablou vag, în mișcare. Simt mult, plutim, visare. Deci e un tablou vag, da? Și e în mișcare, da? Simt mult, simt mult, mult, mult de tot. Simt atât de mult că nici nu pot cuprinde, da? Ți-a dat un mic clar și văd măsul. Nu știu ce meserie, adică eu îmi câștigam pâinea din meseria asta.
Bine, pâine puțin spus, că eu în visul ăsta aveam mai multă pâine, aveam... aveam tot! Bine, n-aveam nici chiar tot, că în visul ăsta eram onestă cu mine și cu oamenii din jur și aveam așa tot când să mă simt mare și bucuroasă. Cert e că eu nu eram aici. Eram mânată, pare. Munceam. Aveam și o familie. Parcă. Mă trezeam dimineața, mergeam la muncă, munceam ce munceam acolo, câteodată era ok la muncă. Câteodată nu era ok. Mă întorceam acasă, câteodată era bine acasă. Ție chiar îți place asta? Da. Și chiar dacă nu mă întrebați, să știți că m-am întrebat eu. Ce? Eram eu. Și m-am detașat așa dintr-o rău. Ce? M-am detașat efectiv. Și am făcut... Hop! Și mă uitam la mine? Cum mă uitam la mine? Hop! 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 Și mi-am spus... Păi, soră, dar ție chiar îți place asta? Și mi-am răspuns, păi cum să nu-ți placă? Păi cum să nu-ți placă? Da, și mi-am răspuns, retoric la rândul meu, cum să nu-ți placă? Și mi-am spus, tu nu vezi că ești exact ca atunci, ca acum când visezi? Sunt bine! Tu nu vezi că ești exact ca atunci, ca acum când visezi? Sunt bine! Sunt mega bine! Păi, soră, tu nu vezi că ești exact la fel ca atunci, ca acum când visezi? Sunt bine! Mă rog! Mult mai complex și vorbesc mult mai mult cu mine, dar nu știu, de fiecare dată mă trezesc și pun mâna pe telefon. Ăsta e primul lucru pe care îl fac în fiecare dimineață și mă iau de la capăt cu realitatea. Mă trezesc, pun mâna pe telefon și mă iau de la capăt cu realitatea. Dacă îmi hai da ceva sau așa, că mi-l bagi pe ai psuri. Acum ar fi să-ți dai sfoare probleme și să avem și să simt acum scoară e să-mi dai la
să să nu-mi dai sim. Atât ar trebuie. Că-ți dau hate și știi că nu mă abțin. Dintre mai nu-ți organizam și avea. Mulțumesc! De fapt, nu mint. Ele existau, dar nu în forma asta. Spre exemplu, existau laptopuri, existau telefoane, existau următoare. Ele existau, dar nu aveau viteza asta. Mă rog, că am auzit povești și mai horror. Căci că nu cu mult timp înainte să mă nasc eu, au trăit oameni care n-au avut acest fel de obiecte. Da, măi, chiar am auzit asta. Oamenii ăștia făceau în mare parte totul cu mintea și cu trupul lor. Și că tot oamenii ăștia știau să aștepte. Mi se pare ciudat. Dacă te-ai născut cu așteptarea și am fost învățat cu ea, unde a dispărut și de ce? Oamenii ăștia care știau să aștepte, acum nu mai știu. Pe de altă parte, eu n-am învățat niciodată să aștept. Eu am născut odată cu dispariția așteptării. Și am crescut în cea mai mare parte a timpului, fără ea. Am fost atletica, iar acum sunt atletica. Viteza lucrurilor de lângă mine a crescut direct proporțional cu corpul meu. Numai că pe drum, eu mi-am cam atins limitele. Iar viteza de calcul, de analiză, de reacție a lucrurilor de lângă mine, nu. Și nici măcar nu pot imagina până unde ar mai crește. Tot ce îmi pot imagina sunt culori. Oare așa se învață așteptarea? Te mai gândești concret la ce se întâmplă sau la ce se poate întâmpla și vezi numai culori? Dacă așteptarea mea ar avea o culoare, cam cum ar fi ea? Oare culoarea așteptării mele este diferită față de cea oameni care au fost învățați să aștepte? Sau poate e diferit pentru că totul e diferit. Așteptarea mea ar putea avea culoarea Universului, dar Universul ce culoare are? E dimineața.
E dimineața, mă ridic din pat fix ce mână. Am pitit și un cap pe care nu-i mai fiu. Trag aerul verde și zic că tot e mai bun decât să mă trezesc. Publicitate. Suspect, să vă zic pe dreptă.
adevărat. Nu mi-ar plăcea să fiu Elon Musk. Dar nu! Nu, 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 mi-ar plăcea să văd universul. Mi-ar plăcea să vedem universul împreună. Mi-ar plăcea să vadă universul și mama aia, dar nu așa pe un monitor sau pe nu știu ce criptomonede, cum vreau, mă rog. Mi-ar plăcea că mama mea chiar să vadă universul. Mama mea chiar e spațială și sunt sigură că ar putea să facă față. Ar pune cel mult o stat acolo și era numai care avea voie. S-a uitat la soare cu aceeași tăcere pe care are și în grădină. Că mama mea știe că atât timp cât soarele era locul lui, toate o să fie în ritmul lor. Dacă mama mea s-a întâlnit cu extraterestri, cred că prima dată îi s-a face frică, ca așa la noi. Ți-e puțin frică de săini. Dar după ce i-am întrebat ce fac, ce caută și care-i treaba, le-a pune la masă, le-a dat canul pe rece și le-a zice de nepoți, că și ei sunt la școală și învață bine. Că o să ajungă departe pentru că știu carte, că o să meargă la facultate, că acolo e ceva mai greu, că sunt mulți stări și semafoare și hoți de buzunare. Mama mea zice că la oraș oamenii sunt ceva mai răi. De fapt, că nimic nu mai e ca înainte. Dacă omul e tot om și că e așa ca un animal și animalele n-au suflet rău. Și atunci mi-a dat exemplu cu mățile din curte. Că uite-le cum stau și cum mățile și simt. Deci chestia asta cu înțelesul și simțitul nu este ceva specific oamenilor. E ceva, e o chestie pe care au și mățile și câinii și caii. Eu cred că și furnicile, găinile, căprioarele, muștele, lipitorile, eu cred că toate înțeleg și simt, doar că prin instrumente diferite, bineînțeles. Una prin tentacule, prin vene, prin cap, uf. Dar ideea este că toate înțeleg și simt. Și avansa înțelege și simte. Așa le-a zice mama mea celor din univers și eu deocamdată o cred în ea. Știi că n-ar fi să fie, n-ar mai fi o melodie, sunt deasupra de pământ. Ne vedem curând. Și dacă tot fie,
Voi serios credeți că o să ajungeți în spațiu, adică în univers? Da! De ce să nu ajungem? Unul la mână, e departe. Haide, măi, Colea, tu nu mai contează asta în zilele de azi. Poți să ajungi unde vrei, când vrei. Da, bani să ai. Exact, că asta era doi la mână. Adică tu n-ai bani să luăm noi bani să plecăm în univers, că nici măcar nu avem bani în univers să luăm microbuzul până la oraș. Hai că nu-i chiar așa, că omul ajunge. Care om? Omul ca simbol. Cum adică omul ca simbol? Adică omul, rasa umană, homo sapiens. Dar la cine trebuie nou univers, că noi nici măcar n-am terminat ce de făcut aici. Măi, omule, așa e rasa asta. Cum e? Caută, cercetează. Dar bine, măi, că n-am terminat ce de făcut aici, dar pleacă în univers. Dar cine a spus că nu poate să facă și una și alta? Rezolvă ce are de rezolvat aici, mergi și în altă parte, că doar nu-i tași, cum n-ai cum să faci pe amândouă? Nu știu. Cine nu știi? Nu știu ce să zic. Te supără ceva? Da, mă supăr. Adică cum mă supăr? Normal mă supăr când privesc în jos și văd atâtea treburi neterminate. Uite, spre exemplu tu, când te plimbi stradă, ții serios, ți pare că totul stă la locul lui? Păi, dacă e acolo, înseamnă că e la locul lui. Așa vezi tu? Da. Eu nu văd așa. Dar cum? Păi, uite, spre exemplu, se spune plec de acasă, da? Da. Mor la casă, casă, da, e cu mâini, e casa mea, acolo am crescut, am copilărit, îmi simt bine, iată cât. Dar, mă rog, ca să ieși, parcă ar mai trebui să mai fac ceva. Parcă streașna aia care atârnă, ar trebui o leac strânsă. Și nu mai zic de băretele ăla care-i crăpat și... Na, ar fi bine să mă ocup acum de dâns, că... Poate scrâmpi de tăt, știi, știi, poate chiar cade băretele și na... Nu-i bine, dar de ce fac? Spun, ei, las. Las că fac eu, las că fac și plec. Mă urc în microbuz și plec. Și microbuzul ăla, ei, e ca orice microbuz, dar în primul rând nu-i curat. Și nu că ar fi murdar, dar pur și simplu nu-i curat. Că oriunde îi pune mâna, se lipește. Și nu mai zic de căpșoala și aeroasă și de geamurile pline de praf. Adică, să fim serioși, o plândesc bani pe bilet. Da, plândesc, dar să mă ascult, microbuzul ăla nu cum era la început. Am o hârie, bate, sare, trâncăne și... Mergi, măcar mulțumesc Domnul că mergi. Da, măi, dar lucrurile nu pot fi noi tot timpul, să vă înrichesc. Dar eu n-am cerut ceva, nu, eu am vrut ceva îngrijit. Spune-mi noi ne-am civilizat sau nu, zicem așa sau nu zicem. Da, dar civilizația nu ține doar de obiecte, ține și de noi ca oameni, de cum suntem, de cum ne comportăm. De cum ne comportăm? Nu, da. Serios, eu n-am vrut să spun nimic despre asta. Dar ții serios, ți se pare că noi cum ne comportăm, suntem civilizați? Suntem mai civilizați. De cât? De cât eram înainte. Nu, eu nu cred asta. Adică, eu cred doar că noi numai ne lăudeam. Că tare este ghinii omul să laude, dar în toate laudele astea, eu pur și simplu nu văd. Noi am putea să ne facem să ne fie bine. Că, uite așa par lucrurile în noi. Trântit peste alea vechi. Și nici de cum nu arată așa cum ne-am imaginat noi, care arăta când am început să le facem. Nu, că se propune peste microbuzul ăla cu geamuri pline de praf. Și încă aici e ghine, da. Nu e leac de păduri, o leac de liniște, pace, dar în alte locuri nici nu vreau să mă gândesc. Și pur și simplu nu văd cum noi am putea să facem să ne fie bine dacă nu ne chem părerile ăla și nu ștergem geamurile de praf. Și până la să învățăm că fiecare om trebuie să depui leac de efort, dar e greu să ne fie. Adică cum? A să ne fie cam cum ieșeam eu, că nici am unul tare ușor. Și da, da, orice om depune efort, dar eu nu mă refer la efort de zi cu zi, că practic este baza, să faci, să ai, dar eu mă refer la alt efort, unul care, eu îl văd cum om mai simplu, efortul în care omul e om, că dacă ești om normal, te apuci și te ieși geamurile de praf, e sigur asta, și dacă ești om normal, nu mai râzi de altul, acum vorbești.
Hai, mai că am intru. Hai să cântăm ceva. Dezvoltarea mea, despre cum o să ajung om, cum o să reușesc în viață și cum școala o să mă ajute să muncesc. Dar să muncesc mai la un lucru. Să am cum ar veni un rost. Și chiar mi-ar plăcea să am un rost, nu zic nu. Chiar mi-ar plăcea să fie unul din ăla bun. Să muncesc, dar să fie bun. Să fie un rost bun. Numai că tare cred eu că asta este o minciună. Eu cred că oamenii mari nu au nicio siguranță în legătură cu ce spun că o să se întâmple, da. Bine, ei își bazează părerile pe ce văd în stânga, în dreapta, dar nu știu niciodată sigur. Și nici n-ar avea cum. Ei speră. Învață că o să reușești. Învață și speră că o să reușești. Muncește și speră că o să fie bine. Speră. E un credit pe care ne-l acordăm în timp, un credit de încredere. E frumos, mai că voi vă dați seama câți copii mințiți că o să fie bine dacă învață sunt printre noi? Nu vreau să fiu pesimistă, dar acum poate fi un timp când pentru unii a expirat perioada de grație spre împlinirea efortului. Ce vedeți? Ție ți se pare că
s-a împlinit tot ceea ce ai sperat? Vouă tuturor de aici se pare că toți oamenii din jurul nostru au ajuns bine? Asta am zis. Aveți grijă. Să lângă un brad murit de om. Eu nu vor un brad și
tine din tot ce nu faci. E din mai mult ești eu. Vă omor, socră, vă omor, la marcea pădurii, vin să ne gândim prea mare. Vă omor, iau toporul în braț și vă ating ușor la față. Șt! Stai jos! Nu-i la chitară, băi! E dovada că oricum ar fi acolo, știi tu, oricum ar fi acolo, trebuie să ai încredere și curaj. Gândiște-te că la un moment dat ai făcut ceea ce fac eu acum și ai făcut-o în ciuda tuturor emoțiilor. Și mai mult de atât, simțeai că ești unde trebuie sau cam așa ceva. Simțeai că faci ceva și că ceva-ul ăsta îți plăcea. Bine, nu încerc să te iau la sentiment. Știu că probabil simți cum firișoarele alea de apă se spate acolo în spatele ochilor și probabil și nasul își cere drepturile lui și nu știi exact ce să faci cu mâinile. Și atunci te gândești, Doamne, ce proastă ești, dar știi perfect că ți-ai spus asta și știai că te contrazici. Probabil toate se zbat în tine pentru că te gândești că... A trecut. Știu cum e și știu că știi că știu cum e. Dragul eu din... Îți spun de acum că în orice moment și în orice condiție te afla, tot timpul vei avea un viitor și un prezent și un trecut. Așa că nu mai pune presiune pe tine. Iar dacă nu faci asta, scoate puțin nasul din ceea ce faci. Și dacă nu faci nimic, pune mâna și construiește ceva, cântă ceva. Da, chiar ar fi bine să mai cânti. Să nu uiți că îți plăcea asta. Îmi place asta. Altceva, nu știu ce ar trebui să-ți mai spun. Spun de pe acum. Și am încredere că vei lua deciziile alea potrivite. Sau cum s-or mai chema ele. Și știi și tu că toată lumea așteaptă de la tine deciziile alea. Ascultă, informează-te și atât. Restul e al tău. Deciziile sunt ale tale. Iar dacă nu o să fie așa cum visezi și o să o dai în baltă, aia e. Știi oricând poți să-ți dai seama ce e bine și ce nu e. Undeva acolo simt asta. Atât. Dragă eu din... Din tot.
Aș vrea să-ți aduc aminte ce înseamnă asta acum pentru tine. Ai fost întrebată și ai răspuns că viitorul e un necunoscut excitant, plin de misterii și curiozități. Hai să fim serioși. Cine nu-și pune cel puțin o întrebare despre viitor? Cine nu se întreabă măcar o dată pe zi cum ar fi? Toți o facem. Ne știm. Viitorul. Deoarece viitorul depinde cel mai mult de prezent. De cum ești tu, de cum percepi tu lucrurile. Căci știi că asta îți va influența în continuare viața. Viitorul. E atunci când pur și simplu stai și nu faci nimic. Viitorul. E fiecare secundă care trece și fiecare frunză care zboară. Ăsta e viitorul. Cel puțin pentru mine. Viitorul, da, îl citești în palmă sau în cărțile de tarot. Viitorul e atunci când te uiți la meteo și vezi cum va fi vremea mâine. Viitorul e peste tot. Viitorul suntem noi și deciziile noastre. Viitorul e cine ne va conduce țara. Viitorul sunt copiii și educația pe care o vor primi. Viitorul sunt cei din Parlament și deciziile lor, înțelepte sau complet prostești. Viitorul e un accident de mașină sau boală, ce ți-l poate fura pe veci într-o singură secundă. Viitorul e cel mai vag gând și cea mai rea fantezie. Viitorul există și se va întâmpla inevitabil. Viitorul e tot ce avem și e singurul gând de care ne putem agăța. Viitorul e speranță și speranța e în viitor.